Timp de o lună și jumătate, la Brașov s-a disputat turneul Enjoy Sport Winter Cup la fotbal, competiție rezervată juniorilor C, copii născuți între anii 2001 și 2002. CSS Dinicu Golescu, prezent la acest puternic turneu, a avut o comportare excelentă, reușind să etaleze un fotbal modern, combinativ și spectaculos, impunându-se de fiecare dată în fața echipelor adverse. Disputat pe parcursul a cinci weekenduri, turneul a fost unul extrem de puternic. Alături de mușceleni au mai fost prezente echipe de la cluburi de tradiție de la noi din țară, cum ar fi Petrolul Ploiești și Dacia Unirea Brăila, cu toții luptând cu mare ardoare pentru câștigarea marelui trofeu. CSS Dinicu Golescu a avut cel mai constant joc, lucru ce a condus la calificarea în marea finală, alături de echipa similară a viitorului din Sfântul Gheorghe. Echipa pregătită de profesorul Ovidiu Tică, CSS Dinicu Golescu Câmpul Mușcel, s-a impus în stil de mare campion în fața celor de la Sfântul Gheorghe cu scorul de 4 la 2 după ce a fost condusă cu scorul de 1 la 0. În finala mică, disputată între formațiile Petrolul Ploiești și Dacia Unirea Brăila, echipa găzarilor a trecut cu scorul de 5 la 3, câștigând astfel medaliile de bronz. De asemenea, cel mai bun jucător al turneului a fost desemnat Rareș Cotenescu, iar premiul pentru cel mai bun portar a plecat tot la câmpul lung la Dragoș Horeboiu.